Familia Jesus Market, ne bucurăm să fim din nou împreună și ne bucurăm de acest timp de har pe care Dumnezeu ne-l dă în fiecare zi în care ne bucurăm să fim liberi să ne exprimăm cuvântul. Bine ați venit, frate Nicola, în întâlnirea noastră! Bine te-am găsit, Ionel, și bine v-am găsit pe toți cei care sunteți prezenți în momentele acestea și pe cei care ar fi dorit să fie prezenți și nu pot să fie. Ne gândim și la ei. Aștept și astăzi, ca întotdeauna, un frumos timp de har și cât privește lucrarea lui Dumnezeu, refuz să cred în întâmplări. Cred că lucrurile pe care le vom discuta astăzi sunt cele care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca răspuns al preocupărilor noastre sufletești, al frământărilor noastre și al dorinței noastre de a-L asculta și de a-L urma. Mulțumim, frate Nicu, putem să întrecem la Cerur, întrebări? Da. Avem prima întrebare, este de fapt o întrebare de vinerea trecută, rămasă de la Sebi. Ne întreabă, dacă aș fi un ateu și aș dori ca să cunosc pe Dumnezeu, care biserică m-ar putea ajuta pe cale sau care e cea mai bună religie și de ce sunt atâtea religii? Da, este o tragedie aceasta și ar trebui făcută distinție clară între ideea de religie și ideea de viață de credință. Dacă ai ești un om care ți-ai pierdut credința în Dumnezeu, cum s-a întâmplat cu mulți oameni, aici aș vrea să fac o mică paranteză, să deschid o paranteză. De, în realitate, nu, nu se poate numi ateu cineva neapărat în sensul că nu crede în Dumnezeu, ci cineva care refuză să adopte imaginea lui Dumnezeu așa cum este ea predată astăzi în, în lumea noastră. E ceea ce a vorbit Eminescu când a zis religia e o frază de dâns și inventată. Într-adevăr, cuvintele lui Marx au fost și sunt foarte tulburătoare, <coughs> scuzați-mă, în sensul că el a zis religia este opiul popoarelor, dar judecata grăbită nu a observat că el nu s-a referit la credința în Dumnezeu, ci s-a referit la religie ca drog, ca opiu care face pe un om să se simtă bine în mizeria și în nenorocirea vieții lui, care nu-l conduce la acela care poate să-l schimbe. Mă întrebi, dacă ai fi în această situație, care biserică te-ar putea ajuta? În primul rând, vreau să spun că nu tot ceea ce se numește biserică este biserică. După cuvântul lui Dumnezeu, biserica este mireasa lui Hristos. Ea va conduce pe oricine vine la mire. Aceea este biserică. Celelalte sunt forme de religii diverse, întemeiate pe criterii și principii. Acea biserică ce te-ar conduce pe tine la singurul care poate să-ți dea darul credinței, aceea este biserica. Sigur că sunt intenții bune în spatele multor religii, sunt aspecte pozitive, sociale, economice, Fii zice și așa mai departe. Dar aceasta încă nu face dintr-o instituție o biserică. Biserica este aceea care te va conduce la Domnul Iisus Hristos. Și care te va conduce nu care îți va infuza ideile ei sau îți va cere să primești crezul ei, ci aceea care te va conduce la o experiență personală a ta cu Domnul Hristos n-ar fi existat pentru Pavel, practic, nicio biserică pe lume care să poată să-l ajute pe el care nu credea în Domnul Hristos, să-l ajute pe el să creadă. Orice demonstrație i-ar fi făcut cineva. Dar întâlnirea lui cu Domnul Hristos a pus capăt oricălor mii și mii de întrebări pe care le-ar fi putut avea în mintea lui acest om foarte cultivat de altfel. Întâlnirea cu Isus a pus capăt la tot. De asemenea, experiența vieții care este marcată de mii și mii de întrebări, nu are un alt răspuns decât experiența întâlnirii personale, adică a unei uh, relații, a unei uh, conștientizări personale a prezenței lui Dumnezeu. Asta s-a întâmplat cu Iov, care avea atât de multe întrebări, până în clipa când a văzut pe Isus și a spus nu am nici întrebări, nici răspunsuri, îmi pun mâna la gură și tag, lasă-mă doar să mă uit la tine. Asta a fost tot ce a rămas. Și Mântuitorul a spus, în ziua în care mă veți vedea, nu mă veți mai întreba nimic. Noi suntem pregătiți cu multe întrebări, dar în ziua aceea e destul. Știu că cineva mai punea o întrebare, zicea că Dumnezeu, dacă Isus, dacă ar fi venit acum pe pământ, la ce biserică ar fi mers? Uh -huh. Știu că asta dat cândva un răspuns uh, extraordinar. Da, vin. dar aș vrea să, să resubliniez. Uh, nu el ar merge la biserică, ci biserica trebuie să vină la el. Exact. Și biserica trebuie întotdeauna să graviteze și să se centreze pe persoana Mântuitorului, pentru că se numește creștină. Altfel, uh, uitați, sunt nume scientologică, uh, uh, tot felul de alte nume care sunt astăzi în lume, și având în centru altceva sau pe altcineva decât pe Mântuitorul, pe Hristos. Ea nu se numește creștină. În momentul în care o biserică își asumă numele de creștină, ea practic depune un jurământ de credință lui Hristos că El va fi centrul și circunferința oricărei slujbe. Ar fi cazul pentru multe biserici să se întrebe, fiindcă deviația, alunecarea de la centralitatea persoanei mântuitorului este așa de, de neobservată, de, de subtilă, încât putem să ajungem foarte departe, pierzând reperul dinaintea oricilor noștri. Pavel spunea, adică eu mor în fiecare zi, adică în fiecare zi trebuie să mă întreb dacă în centrul vieții mele de credință, al mărturisirii mele, a tot ce se întâmplă, este persoana Mântuitorului. Aceasta este relația lui cu biserica lui. Mulțumesc frumos, frate Nico. Avem o întrebare de la George despre sabat. Ce mai ne puteți spune despre petrecerea timpului de sabat în mare livier, referitor la activitățile sportive? Cineva vrea să joace fotbal sau da. să joace tenis sau să pescuiască, de exemplu, ce ne puteți spune? Este un lucru natural. Și anume, o, dacă în corp, spre exemplu, ai o anumită durere și intervine una mult mai mare, în clipa aceea o uiți pe prima. Ai uitat. Dacă te doare o măsea, spre exemplu, și în clipa aceea cineva țipă și spune că a luat focasa, ai uitat de durerea de măsea. Ai trecut la acțiune. Ce este cu păstrarea sabatului, cu sportul, cu natura, cu... Um, dacă nu, nu există în viața ta o preocupare mai înaltă decât un astfel de lucru, sigur că vei recurge la acesta. Depinde care este cea mai înaltă preocupare a ta în acel timp. Am citit o predică de extremă importanță care vorbește despre puterea de expansiune a unei noi uh, afecțiuni. Adică nu poți să scoți din ființa ta ceva dacă nu pui în locul ei ceva mult mai înalt, mult mai frumos, mult mai puternic. Așa că nu aș blama pe cineva care joacă fotbal, care aleargă, care merge în natură, sau indiferent ce face, sau taie lemne, sau sapă, dacă nu are o preocupare mai înaltă decât lucrul acesta. Ceea ce trebuie de plâns este faptul că nu există acea preocupare care să fie centrată pe Domnul Sabatului. Acolo este totul. În realitate, noi ne ocupăm de frunze totdeauna de a rare ori studiem rădăcina, dacă cine, spre exemplu, postul sau ce este acesta? Păi e greva foamei? Nu. Este o intensă legătură cu Dumnezeu încât mâncarea nu intră în discuție. Ai observat când a fost naufragiul acela lui Pavel, două săptămâni oamenii n-au mâncat. Pavel a spus, fraților, sunt 14 zile, n-ați mâncat nimic, nu se poate așa ceva. Adică vreau să spun că lucrul care determină o anumită atitudine este cel care trebuie luat în considerație. De ce un om face ce face? Dacă nu este eliminată cauza, efectul va rămâne. Și aș mai întreba, uh, întrebarele referitoare la ce ați spus până acum. Mulți dintre noi întrebăm, sau unele persoane, dacă e păcat să facem un lucru, e păcat să facem asta, e păcat să facem asta, e păcat să facem asta în sabat. De ce întrebăm oare lucrul ăsta? Uh, pentru că nu suntem preocupați cu ceea ce e bine să facem în sabat, cum era Iisus, care a spus: E, e bine să faci bine în sabat. El în felul acesta a lucrat întotdeauna. Și în momentul în care nu suntem preocupați de ce este bine a face, ne ocupăm de ceea ce este rău a face. Este, nu, ai cum să, să te deplasezi, nu ai cum să mergi pe, pe ambele drumuri. Îndată ce e acolo, de acolo. Preocuparea noastră permanentă ar trebui să fie binele. Ce bine mai pot face? cum poate fi mai bine, mai frumos. De ce? Pentru că noi suntem ființe limitate, noi nu suntem creația unui artificiu așa hocus-pocus. Noi suntem un produs de creștere. Creștem în fiecare zi. Și atunci, astăzi am făcut un lucru, uh, o lucrare bine, foarte bine. Nu? Mâine, având în vedere creșterea aceasta, mă uit înapoi și zâmbesc. Da, îmi ascult unele predici din uh, tinerețe, din copilărie. Bine că nu e nimeni cu mine, zâmbesc. Și mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a purtat pe un drum așa de lung și de frumos. Așa și aici, dar uh, uh, răul care nu poate fi negat, uh, poate fi biruit. Și calea pentru biruirea răului este binele. Biruiește răul prin bine. Mm -hmm. Nu te ocupa de rău. Uh, întreabă Wesley ce aveți domnilor de v-ați de păcat în halul ăsta de vorbiți numai de el toată ziua cum să nu faci ce e ce așa de frumos și de nobil în, în păcatul acesta biruiește răul prin mine pentru că lucrul asupra căruia ți-a țintești privirile și atenția te va transforma în asemănarea lui mulțumesc frate Nicu uh, tot George îmi se întreabă ce se întâmplă cu o persoană care știe că a greșit dar niciodată nu are curajul să zică îmi pare rău celui ce a greșit personal. Este de ajuns numai un, un, un îmi pare rău în fața lui Dumnezeu? <laughs> da, e, e o treabă interesantă. Pavel povestește despre faptele lui, dar povestește atât de dezinvolt încât pare că vorbește despre altul. Și nu vorbește de lucruri ușoare. El a fost un, cum numim noi aici în engleză, serial killer. A fost un ucigaș în serie, omul acesta. A lăsat în urma lui... Un, un lung uh, uh, șir de morți și de abuzuri și de violențe teribile. Când a cunoscut pe Domnul Hristos, el spune, de ce, eu am trecut printr-o experiență de viață și de moarte. Am murit față de trecutul meu, omul ăla e mort, omul acela nu mai trăiește. Eu pot să vorbesc astăzi despre el pentru că omul ăla e mort, iar astăzi cel ce trăiește nu mai trăiesc eu, acela ce de trăiesc. ieri ci Hristos trăiește în Mine. De asta El poate să vorbească deschis. Nu e cazul acum să discutăm niște aspecte intime, cum am văzut foarte multe prostii în adunări, cetățeni care se lăudau cu femeile cu care au umblat sau. Cu... În realitate, se lăudau oamenii, nu era niciun fel de mărturie aceasta. Era mândru și acum, era mândru de tâmpenile care le-a făcut. Și uh, 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 e o mare diferență între lucrul acesta. El mărturisește și vorbește înaintea oamenilor ca o încurajare, zice, pentru cei care vin după mine să vadă dacă Dumnezeu a făcut din mine treaba asta, El poate face lucrul ăsta și pentru tine. Mulțumesc, frate Nicu. Ne întoarcem un pic înapoi la ce am vorbit mai devreme. Eu nu ne întreabă, aș vrea să vă întreb dacă în te eu pot să joc ping-pong în sensul de petrecere, de recreere, economiți prieteni. Sigur că da, eu nu se joacă dacă nu ai ceva mai bun de făcut, cel mai, uh, cel mai uh, mic rău și cel mai și cel mai mare bine este ping-pongul. Uh, trage. Uh, dacă nu ai ceva mai bun de făcut. Uh, convingerea mea este că dacă te vei uita cu atenție, așa cum scrie în capitolul 1 din epistola către Roman, dacă vei privi cu atenție cred că avem niște lucruri mai bune și mai frumoase și mai înalte de făcut și îți vor lăsa în suflet o lumină care te va însoți până toată viața. Deci nici nu vezi mormântul din cauza asta, nici nu vezi moartea. Sunt lucruri foarte înalte de făcut și mă bucur că ești preocupat de lucrurile acestea. Uh, mulțumesc, frate Nicu. Avem o întrebare de la Otilia. Cum explicați versetul care spune că cel ce este născut din Dumnezeu nu mai păcătuiește? Este un verset cu tremurător și rar predicat în biserici. La celor mai mulți oameni le-e frică să predice versetul acesta. Unii au zis, nu, că e traducere greșită, că e așa, fiindcă el s-a văzut cu că păcătuiește și a gândit, însemnează că, că nu sunt născut în Dumnezeu. Asta e cam cum era împăratul ăla gol, care zicea că îmbrăcat cu, cu, haine, haine. cu haine. el nu era sărac, era gol. Ce vreau să spun? Un simplu, sincer, deschis cuvânt. De când am cunoscut îndreptățirea prin Domnul Hristos, trăiesc această experiență. Nu mă mai preocupă lucrurile din perspectiva aceasta legalistă, ce fac și ce nu fac, ci mă preocupă foarte profund cine sunt. Și de lucrul ăsta nu pot să-mi dau seama decât în Domnul Hristos și în viața de fiecare zi, în mijlocul oamenilor. Atunci îmi dau seama cine sunt. De câte ori spunem lucrul ăsta în dreptul cuiva? Observăm un gest sau o faptă sau un lucru care este Ah, oh, cum am văzut eu cine ești! Ți-ai seama din, din ceea ce... E? Aceasta trebuie să fie preocuparea. Cel ce este născut din Dumnezeu nu mai are această preocupare pentru păcat. Pe el îl preocupă frumusețea Domnului Hristos. Revin mereu la exemplul acesta al lui Iosif. Omul ăsta... Care îmi cu Dumnezeu în suflet și în minte, a spus, Doamne, n-am nicio legătură cu lumea aceasta, lumea asta e moartă față de mine, Eu, pe mine nu mai mă interesează așa ceva. E adevărat, sunt oameni care și-ar da, și da viața să facă ce spui matele acum, și unii au murit pentru așa ceva, familii s-au spart, câte alte nenorociri, pentru mine lucrul ăsta nu are niciun fel de, de rezonanță. Mă întrebă cineva, zice, nu vreți să beți ceva și zic, nu, Da cum reușiți, domne, să vă stăpâniți? Dar zic, e nevoie să te stăpânești? N-am știut că e nevoie să te stăpânești. Zic, dumneavoastră, vă stăpâniți să nu beți o travă. Doamne, ferește, păi ce am să nu nebun la cap? Păi observați că nu e nevoie de stăpânire. Este o lume diferită, în sensul că păcatul nu mai este o tentație pentru tine, ci este ceva care pur și simplu nu mai are, nu mai are lucrurile care pentru mine altădată erau câștiguri, spune Pavel, acum le privesc ca o pierdere, ca un gunoi. Uh, și când ne, ne uităm la ceea ce numim plăceri sau păcate sau astea, pentru care, repet, unii oameni și-au cheltuit averile și viața, și familia, sănătatea și tot, când te uiți în urmă cu ce te-ai ales frățioare. Mulțumesc, frate Nicu. Uh, am o întrebare care am găsit-o săptămâna asta, adică nu am găsit-o, mi-am pus-o. Uh, Einstein spune că este mai ușor să dezintegrezi un atom decât o prejudecată. Da. Uh, trăim într-o lume a prejudecăților și avem tot felul de prejudecăți, nu facem mai, sau ținem la anumite tradiții și anumite obiceiuri. Deci știm că atomul e aproape imposibil să fie dezintegrat sau, ba, e, posibil. sau e posibil până la urmă. Dar aici, dar, dar, dacă spune serios. lucrul ăsta, înseamnă că zice ceva extraordinar. Da. De ce ținem atât de mult la prejudecățile noastre și la tradițiile noastre? Când Columbus a plecat în jurul lumii, el a plecat bazat pe, pe credința lui, pe convingerea lui că Pământul e rotund. Că va pleca dintr-o parte a Spaniei și va veni în cealaltă. Deci a, a spus. Și într-adevăr așa a fost. A plecat dintr-o parte, a, a venit în cealaltă după un an. Așa ceva nu s-ar fi putut întâmpla decât dacă trecea pe sub Pământ. Lumea a văzut, toată lumea a aclamat și vorba americană, guess what? Nici măcar unul nu și-a schimbat părerea cu privire la pământ. <laughs> Oamenii au zis, o, extraordinar, foarte frumoasă experiență. De cele mai multe ori, suntem mânați de prejudecată chiar în cele mai uh, naturale, aș zice, manifestări ale ființei noastre și suntem atât de puțin conștienți că este o prejudecată. Revin la textul lui Isaia care spune, întreabă-te, oare n-am o minciună în mână? Adică în sensul că lucru pe care îl țin în religie, în credința mea sau în practica vieții mele de fiecare zi. Este acesta real? Sunt eu cel care aș vrea să fac așa ceva? Sau... Trage-te o clipă înapoi și exact ce spune Mântuitorul, dacă te-ai judeca singur, n-ai mai fi judecat ceea ce l-a făcut pe Pavel să fie un teribil prigonitor, au fost prejudecățile lui cu privire la Isus, avea, avea prejudecăți de netrecut și de asta citatul ăsta a atribuit lui Einstein mai degrabă dezintegrizat omul decât, prejudecat. decât prejudecata. Omul acela a fost în stare să verse sânge, dar n-a fost în stare să-și verse prejudecata lui până în clipa în care și-a dat seama că tot ce credea el despre Isus este o prejudecată. Uh, am avut ocazia să cunosc o familie în California care a însoțit pe fiul lor, doctor, la botez în biserică, dumnealor fiind uh, evrei și având-o cu tot o altă tradiție și băiatul dumnealor a devenit creștin, se botează, toată familia este acolo și după botez stăm la masă acolo și tatăl uh, băiatului îmi spune domnule, sunt șocat nu de botezul fiul meu sunt șocat Știi de ce? Nu, mi nu, nu înțeleg. Zice, deci, din cauza prejudecăților pe care le-am putut. Știi ce am gândit eu, domne, despre... Pe aici este e lume selectă, sunt oameni curați, sunt oameni buni, sunt oameni cu studii. Eu am gândit că este o grămadă de analfabeți aici, de tot felul de lucruri. Și stăteam la masă și serveam masa și omul nu continua să se mire ce a putut să facă din viața lui, prejudecățile lui cu privire la, la, la biserică, în, în specific. Atunci, lucruri care nu l-au marcat pe fiul lui, pentru că omul acesta a cunoscut la prima mână realitatea aceea, Trebuie să lucreze în mediul acesta, a fost la universitatea acolo. Dacă astăzi am fi dezbrăcați de prejudecăți, lumea noastră ar arăta, arăta diferit. Mulțumesc, frate Nicu. Eu nu-ți revin cu o întrebare. Aș putea să ajung niște copii să le fac bine în saba prin faptul că o să vrea să predea niște meditații acolo unde au nevoie? Adică face bine ce face? Da, îți recomand să vezi filmul acesta, Letters, se numește Scrisori, în care este de despre Maica Tereza. Și uh, dumneai uh, a ieșit în stradă și a văzut nenorocirile inimaginabile din India, din Calcata, din oraș, și în timp ce dumneavoastră era o mănăstire acolo și duce o viață frumoasă, cu masă, cu cântări, dimineața, cu închinări, cu toată, foarte frumoasă viață. Când a ieșit afară și a văzut mii de copii murând, pe străzi, murind de foame pe străzi, mâncați de vii, de boli, oameni nenorociți în ultimul grad, S-a întors înapoi la mănăstire și a spus ce religie este aceasta care mă ține pe mine departe de realitatea acestei luni care sufere și pere și a cerut ieșirea din mănăstire am urmărit filmul acesta mai mult plângând, de, din cauza că am văzut uh, tensiunea teribilă dintre tradiția ei, convingerile ei cele mai profunde, lucrurile pentru care a depus jurământul jurământului de credincioșie față de uh, mănăstirea aceea, dar în același timp uh, rațiunea care s-a trezit și care a spus nu, trebuie să uh, viața de credință trebuie să însemneze altceva dați-mi voie să ies în afara zidurilor mănăstirii, dați-mi voie să ajut pe oamenii aceștia. Ea a, a foarte greu obținut aprobări, am văzut documentele originale, cum i-a scris papa, cum i-a răspuns și dialogul ei, practic ea a spart o tradiție, cred că era pentru prima dată când se întâmpla așa ceva, și a ieșit între oameni și uh, acum a suferit prigoană din partea celorlalți, a hindușilor pleacă de aici și i-a spus uite ce este, eu nu am venit să convertez pe nimeni aici, eu am venit să te învăț să scrii, am venit să te învăț să citești asta este tot și știa că într-o zi omul ăsta care știe să citească va putea să citească și scriptura cum să-l pun pe omul ăsta și să-l bat că nu știe că nu crede în Biblie când el nu știe să citească sărmanul. și știi ce aș vrea să spun în orice privință speță cu privire la sabat răspunsul general ar fi, contează de unde îți iei modelul de păstrare și de sfințire și de onorare a sabatului. Dacă îl iei de la farisei, vei ține sabatul într-un fel, și dacă lei de la Isus, te asiguri că îl vei ține altfel. Îți recomand acest model. Întreabă-te ce ar face Isus, cum ar lucra Isus, uh, întreabă-te pe tine însuți care sunt motivele tale profunde pentru un lucru sau altul și în lumina uh, cuvântului și în lumina conștiinței tale, uh, cugetul tău, lumina de Duhul Sfânt, ia decizii cu privire la uh, pașii pe care trebuie să-i faci viață. Mulțumesc, frate Nicu. Otilia ne mai întreabă, în Vechiul Testament Dumnezeu ni se descoperă ca, ca fiind cu totul o altă persoană față de Dumnezeu din Noul Testament. Cum este Dumnezeu? Cum știm că avem o înțelegere corectă despre Dumnezeu? Am văzut oameni care se... iartați-mă... oameni care se chinuiesc să armonizeze și uneori se, se supun la niște cazne și la niște chinuri grozave vrând să demonstreze că Dumnezeu din Vechiul Testament e același cu Dumnezeu din Noul Testament și e tot una și... Uh, I-am văzut ce se chinuiesc ca de durerile nașterii oamenii aceștia. Uh, nu are sens să discutăm despre diferență. Dacă luăm principiile lui Isus și încercăm să le aplicăm la situații din Vechiul Testament, vom rămâne cu tremurați. Nu, nu se poate aplica. Deci clar că nu se poate aplica. Pentru că El a vorbit să iubești pe vrăjmașul tău iar acolo scrie să nu lași să... Orice ce suflă, copii, inclusiv tot, absolut. Și, nu, cu, cum să atașez una de alta? Aici este marea problemă a lumii. Marea problemă a lumii este că vede uh, contrastul acesta și diferența aceasta pe care noi o negăm. <laughs> și nu ar fi cazul. Să vă spun de ce. Vechiul Testament și toată Biblia la un loc, exceptând uh, Evanghelile, uh, vorbesc despre imaginea lui Dumnezeu prin ochii profeților, prin ochii lui Israel, prin ochii. Timpului și așa mai departe. Evangheliile vorbesc despre imaginea lui Dumnezeu prin ochii lui Isus. De aceea apare diferența aceasta. Dumnezeu e același, absolut același. Dar uitați-vă chiar în viața noastră personală. Ce gândeam noi despre Dumnezeu când eram copii, ce gândim astăzi? Ce gândeam până nu am citit Cuvântul lui Dumnezeu, ce gândim după ce am citit Cuvântul lui Dumnezeu? Și așa mai departe. Adică există o, e o diferență vizibilă și șocantă. Cum procedez personal în această privință? Sunt totdeauna liber în fața Scripturii, dar o citesc prin ochii lui Isus. Încerc totdeauna, deci supun toată Scriptura, profeții, Moise, Vechiul Testament, tot ce este acolo, toate incidentele, gândirea unuia, gândirea altuia, le supun acestea luminii lui Isus. Ce ar spune Isus în această împrejurare? Care ar fi cuvintele lui? În ce măsură omul acesta a văzut pe Dumnezeu așa cum este? Uite-te la Iov, revenim la el. Ce gândea el despre Dumnezeu înainte și ce gândea după ce l-a văzut? Ce, ce schimbare teribilă, șocantă, pur și simplu prăpăstioasă în viața acelui om. Și trebuie să înțelegem realitatea acestor lucruri și să luăm ca model suprem imaginea lui Dumnezeu văzută prin ochii lui Isus și cu acest lucru să înțelegem după aceea Scriptura. Doar așa se poate înțelege, doar dacă privim de pe acest deal al Golgotei și de pe înălțimea vieții lui Isus, atunci putem să vedem panorama Scripturilor și toate lucrurile care se desfășoară acolo în contextul respectiv în limitările înțelegerii noastre ca oameni. De, chiar citeam azi dimineață, am o întrebare aici legată de divorț, chiar citeam azi dimineață întrebarea a fariseilor legată de cartea de despărțire. Deci ce, ce, este asta? De ce a poruncit Moise să dea o carte de despărțire? Și Isus răspunde la această întrebare cum numai Isus putea să răspundă. El care a zis, ați auzit că s-a spus celor din vechime, dar eu vă spun ceea ce trebuie să ne ajute pe noi să înțelegem că eu vă spun cum stau lucrurile cu privire la cartea de despărție. El spune, zice, acesta nu este produsul lui Dumnezeu. Dumnezeu a început a făcut parte bărbătească, foarte femească și a binecuvântat. Aceasta este partea lui, uh, uh, cartea lui Dumnezeu. Aceasta este partea lui în lucrarea aceasta. Cartea de despărțire este produsul nici al lui Moise, nici al lui Dumnezeu, ci al împietririi inimii voastre. Adică din pricina asta a fost dată această lege. Iisus a pătruns la izvoare, la rădăcini, la motivație, la cauză. Mă bucur de lucrul acesta, las deschis preocupărilor voastre, subliniez prin a spune că rămâne ca lucrurile descoperite în și prin Isus să fie normă și măsură pentru orice fel de altă lumină în lumea aceasta. Mulțumesc, frate Nicu. Știu că aveți o întrebare dacă dar am fost spus. întrebat de cineva cu privire la divorț. Am fost întrebat dacă știu statistici. Nu știu statistici, dar am convingerea că nu diferă statisticile din interiorul bisericii cu cele din afara bisericii. Tragic faptul ăsta, nu diferă în, în număr. Dar aș vrea să discutăm câteva lucruri sunt uh, elemente care condiționează familia și sunt circumstanțe agravante, deci care conduc la despărțire și sunt circumstanțe atenuante care evită sau atenuează situația aceasta și evită catastrofa aceasta așa de de chinuitoare și dureroase, chiar discutam cu un prieten în săptămâna trecută, zice, încă mă doare, încă simt sfârșirea aceea din momentul acela. A trecut de mult și ne-am refăcut viața fiecare, dar, dar experiența și ce am simțit în momentul acela nu poate fi uitat. Dintre circunstanțe, dintre lucrurile care condiționează familia sunt factori externi și factori interni. Factorii externi joacă un rol destul de serios. Pentru că noi suntem victime ale temperamentului nostru și am face multe prostii în aprinderea mâniei sau furiei noastre, în prejudecățile noastre, în uh, uh, ușurința cu care suntem gata să credem o minciună sau alte lucruri. Am face multe lucruri, dar factorii externi ne întârzie. Sunt un fel de retardant care ne întârzie până a doua zi, a, în noua zi, când a se gândește ce a făcut ieri Beat fiind, a îndepărtat-o pe soția lui s-a despărțit de soția lui și a doua zi se gândește ce am făcut. Factorii externi, adică biserica, rudele, satul, orașul, colegii de servici, toate acestea ne-au ne -au ajutat pe noi să nu cădem victimă unor reacții de moment. Ar fi absolut imprudent și lipsit de lipsit de judecată în toate sensurile posibile, a lua o decizie cu caracter permanent pe baza unei stări de moment. Trebuie să, ai, trebuie să ai mintea aceasta. Adică starea de moment, dar asta este de moment, trece. Dar dacă afectezi cu ea ceva permanent, cum ar fi familia, este o problemă destul de îngrijorătoare. Factorii interni nu cade o casă așa ușor. Ea este erodată de furnicile acestea, de termitele acestea ale urii, ale necinstei, ale nedreptăților, nesincerității și așa mai departe. Și dincolo de orice, ale răcirii iubirii noastre unul pentru altul și într-o zi casa aceea se prăbușește și prăbușirea îi este mare. Trebuie ca atât factorii interni, cât și factorii externi, să coopereze pentru păstrarea casei noastre, având în vedere că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Sigur că lucrul acesta a fost foarte greșit înțeles și a făcut din oameni victime, groaznice victime, ale unor asociații care niciodată nu au fost căsătorie sau familie. Că Dumnezeu a vorbit de căsătorie, nu a vorbit de asociații din acestea în care unul abuzează pe celălalt până la uh, nivelul uh, mai, mai jos decât animalele. Uh, nu despre aceasta. Dumnezeu a vorbit de căsătorie, a vorbit de ceea ce a întemeiat El, a vorbit de frumusețea familiei. Uh, biserica a zeificat familia, a idolatrizat om, în timp ce a negat omul. Iisus a venit aici și a așezat un principiu foarte înalt și a spus, sabatul a fost făcut pentru om nu omul pentru sabat. Și la fel se poate spune despre biserică, la fel se poate spune despre uh, uh, societatea în care suntem, natură, inclusiv pământul acesta pe care călcăm, ele au fost făcute pentru om, adică omul avea un preț incredibil, are un preț incredibil în ochiul lui Dumnezeu. Și aceast, acesta ar trebui să fie principiul călăuzitor. Faptul că biserica a idolatrizat familia și a făcut-o sacrosanctă, în timp ce a negat ființa umană a dat loc la inimaginabile abuzuri oamenii au trăit uh, viață grea, uh, femei, bărbați copii, teribil de grea, de murdare și au scurtat zilele, au murit înainte de vreme pe baza faptului că uh, au fost legați într-o legătură ca aceasta în cărțile uh, în, în lumina Pentateucului lui Moise dacă un bărbat nu avea nu purta de grijă de soția lui, femeia aceea era liberă să iasă de la el. De asemenea, am fost întrebat despre recăsătorire. Sigur că este un lucru care e logic la un moment dat. Dacă îi refuz cuiva dreptul la recăsătorire, măcar că nu ar avea nimeni dreptul să se bage în viața intimă a cuiva și să hotărească dacă da sau nu fiecare hotărăște în dreptul lui în cea bună pe care o păstrez pentru tine, dar ar trebui înțeles bine când îi refuz unui om dreptul acesta, de fapt ce faci, unde îl arunci, în ce situație îl așezi pe omul acela, ce faci din el sau din ea când îi refuz dreptul acesta. Pavel spune să se căsătorească mai bine decât să ardă. Dumnezeu a spus, nu e bine ca un om să fie singur în sensul că uh, se produc atâtea anomalii datorită singurătății ființei umane. Aceste lucruri trebuie să ținute în seamă neapărat și tot ce se întâmplă în jurul casei și familiei noastre trebuie să aibă în vedere și în centru pe Dumnezeu și lumina care ne-a El. Motive sunt motive mai înalte decât propria persoană. Spre exemplu, au fost soții sau soții care s-au sacrificat pentru copii. Acestea aceștia sunt niște eroi care s-au lepădat de sine și au dat prioritate copiilor lor. Alți oameni uh, uh, au, au suferit ca să ajute neputința celuilalt, handicapul celuilalt. Și aceștia sunt eroi. Uh, alți oameni și-au respectat drepturile și condiția personală. Nu blamăm pe nimeni, fiecare om răspunde de sine înaintea lui Dumnezeu, dar uh, uh, gândește-te dacă ceea ce vrei să faci este justificat și cum vei privi acest lucru de la capătul celălalt. Am cunoscut o doamnă care a uh, divorțat într-o izbucnire de mânie teribilă uh, fața infidelității soțului ei. După aceea l-a plâns foarte mulți ani. Și mereu îmi spunea lucrul acesta și azi îl plâng. Îmi pare rău că m-am lăsat mânată de furie în clipa aceea. Abia acum înțeleg eu ce s-a întâmplat. Dă-i timp lui Dumnezeu să-ți vorbească, lasă apele să se așeze. Nu lua niciun fel de hotărâre pe fundalul acesta al unor foarte agitate stări de lucruri. Cornelia ne întreabă... Spunei despre consumul de cafea: că la botez, acum, candidații nu mai sunt întrebați dacă mai beau cafea sau nu. Da. Cine spune? Lucrul acesta ar trebui întrebat la doctor. Doctorul este cel care poate să spună ce însemnează pentru corpul tău lucrul acesta și ce nu însemnează pentru corpul tău lucrul acesta. În orice caz, Isus spune că mâncărurile au fost date pentru trup, pentru om. Ele au fost făcute pentru om, nu omul pentru ele și tot ce îți dă sănătate, tot ce te ridică, tot ce te întărește, tot ce îți dă confort în viață, acestea trebuie să furnizate corpului ca să-l ajute să funcționeze foarte bine. Nedreptățile care se comit astăzi împotriva corpului pe linia uh, alimentației, băuturii uh, și în special uh, domeniul acesta care face ravagii al medicamentelor și drogurilor, luate nu în sensul sănătății, ci din alte motive. Lucrurile acestea sunt un atac complet nejustificat împotriva propriului tău corp. Chiar aminteam într-o predică precedentă, dacă te-ar da în judecată corpul tău, și la tribunal ar spune cum îl tratezi tu pe el. Într-un GPS într-o dimineață. Într -o, nu, da, uh -huh. în GPS nu mi-aduc mine. Dacă te-ar da în judecată corpul tău, ce ai, cu ce te-ai putea apăra pentru felul cum te porți cu corpul tău? Cum ai putea să justifici ce faci? Cu ce fel de obraz ai privit tu corpul acesta care te-a sluji și te slujește pe tine cu atâta credincioșie în lumina tratamentului pe care îl aplici? Dacă ai împrumuta calul vecinului și le aduce înapoi bătut și murdar și beat, cum l-au îmbătat la noi în sat, vecinul nu te-ar privi cu ochi buni că corpul vostru este templul Duhului Sfânt, spune Scriptura, adică aceasta este cea mai înaltă definiție a corpului omenesc și trebuie să facem din el ceea ce a fost destinat să fie templul Duhului Sfânt. Mulțumesc, frate Nicu. Romina ne spune, lumea parcă a astăzi cu postările gen Brexit, and Prophecy, legate de profețiile din Daniel, aplicate de sprindere Regatului Unit din Uniunea Europeană. Ce atitudine ar trebui să avem pur viitor la astfel de situații în care mereu se pare că putem aplica câte o profeție? Sigur că da. Nu surele discuțiile, dar a face dogmă din așa ceva e destul de serios. A te mișca în viață după astfel de dogme, este și mai serios. Scriptura a apelat odată la gândirea noastră. Judecați voi, gândește. Ascult și eu tot felul de comentarii de felul acesta și aș întreba pe omul care spune așa ceva. Domnule, cât cunoști din treaba asta? Ce știi cu adevărat? cât este din, din ceea ce este cu adevărat cum e icebergul este sub apă cea mai mare parte și doar vârful e deasupra apei. Poți tu să spui după ceea ce se vede legat de ceea ce nu se vede. Nu știu dacă este un lucru pozitiv, negativ, nu, nu mă pronunț în așa ceva. Tot ce știu este că Dumnezeu este acela care pune frontiere popoarelor, imperiilor frontiere în timp, frontiere în spațiu, uh, frontiere în manifestare și așa mai departe. Și acest lucru mi-aduce în suflet pace. Știu că lucrul acesta bun sau rău va fi întors de Dumnezeu spre binecuvântarea celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și acum scrie epistola către romani. Toate lucrurile vor fi chemate să lucreze pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu. Pavel este pus în închisoare și zice, lucrul ăsta a lucrat în favoarea Evangheliei, nu o intenționa cei care l-au pus acolo ca să lucreze pentru Evanghelie, dar ce să faci dacă Dumnezeu a întors lucrurile așa? Și uh, interpretările profetice ale unor oameni de astăzi sunt de multe ori expresia uh, limitărilor și aroganței. Dă-i timp, Mântuitorul a spus că o profeție nu e dată ca să ghicim viitorul, ci este dată ca atunci când se va împlini, noi să credem că Dumnezeu este Dumnezeul deasupra istoriei, că El este Cel care ridică și uh, scoboară pe împărați. Și unul le zice, nemernicilor, uh, și dezleagă, ia centura și șireturile și îl duce la arest. Uh, de, El este acela. Mă bucur foarte mult că slujim unui Dumnezeu care este deasupra tuturor acestor evenimente. Ce este, ce s-a întâmplat, nu știu. Dar ce poate deveni mâna lui Dumnezeu, știu, e lucru mare. Mulțumesc, frate Nicu. Monica ne întreabă, multă pace și binecuvântare. Vă mulțumim pentru răspunsurile pline de har. Întrebarea ei este, dacă credeți că rana de moarte a fiare din Apocalips 13 este vindecată? Da, ar fi greu să spun dacă este deja dacă, și cât este. Ceea ce este limpede acolo este că rana aceasta se vindecă. Este că a fost dată și că este într-un proces de vindecare. În ce, ce însemnează lucrul acesta? Să luăm seama nu numai nu la nivel la scară planetară, ci la nivel personal. Vezi că un păcat sau o cădere din viața ta, sau o greșeală care te-a urmărit în viață, la un moment dat, printr-o iluminare dumnezească, a căpătat o lovitură de moarte. Și, într-adevăr, Dumnezeu te-a eliberat de răul acesta. Dar răul nu rămâne nepăsător. El intră imediat într-un proces de vindecare. Și răul care a fost în viață și a primit această rană de moarte poate să revină. Biblia spune despre un suflet din care a fost scos diavolul. Că lucrul acela nu rămâne în siguranță decât atâta timp cât acolo, în odaia aceea sufletului așternută și curată, este cineva, nu ceva, nu cumva, ci cineva. Acest lucru este capital. Dacă nu, diavolul revine și Scriptura spune ia cu el alții și starea de pe urma omului acela ajunge mai rea decât cea din tâi sunt convins că avem momente în care uh, conștiința noastră se trezește și ne face să vedem cum stau lucrurile. Uh, uneori putem să uh, uneori luăm măsuri, facem pasul sau alteori ezităm și prilejul trece ziua potrivită. Uh, dacă Dumnezeu a lovit de moarte fiara păcatului din viața ta, ia seama că aceasta niciodată să nu se vindece. Ceea ce a înțeles omenirea și a învățat la un moment dat, spre exemplu prin războaiele mondiale, prin lagările de concentrare, prin tot ce s-a întâmplat, ce a învățat omenirea despre ea însăși, a fost pur și simplu o rană de moarte dată idolatriei sau idolatrizării de sine a omului. Dar se pare că a trecut de mult, destul de mult timp de la rana asta de moarte, care omul și-a dat seama că fără Dumnezeu este pierdut, și se pare că rana aceea s-a vindecat, și acum, din nou, omul se închină tot mai mult omului. Mulțumesc. Are atât de multiple aspecte. Mulțumesc, poate, Nicolai întreabă: Cineva uh, poate să ia Sfânta Cină dacă nu este botezată? Uh, sfânta Cină nu se ia pe baza aceasta, ci este un alt criteriu. Criteriul este cel despre care scrie în scriptură: să nu iei închip nevrednic. Ce înseamnă lucrul ăsta? Însemnează să nu iei împărtășania sau cinea Domnului pentru un alt scop decât acela pentru care a fost ea așezată. Asta e un, e un mod nevrednic de a lua cină. Pentru ce a fost ea așezată de Isus? În amintirea mea, ca să păstreze vie amintirea lui Isus, este cineva care nu trebuie să-și aducă aminte de Isus? Uh, numai cel botezat trebuie să-și aducă aminte de Isus de uh, vestiți moartea Domnului până va veni El. Nu, eu cred că fiecare ființă conștientă, uh, rațională, care înțelege uh, ce face. Personal nu aș impune niciun fel de limite, pentru că Dumnezeu va judeca pe fiecare după cugetul Lui. Și ce în mintea fiecărui persoane fiecărei persoane, știe doar Dumnezeu. Așadar, fiecare să se cerceteze pe sine, nu pe vecinul, să se cerceteze pe sine și așa să ia din pâinea aceasta și din vinul acesta în amintirea Jerefei Domnului nostru Isus Hristos, ca să fie păstrată vie în viața și ființa noastră. Mulțumesc, frate Nicu. Uh, mai aveți o întrebare care. Ați primit-o poate săptămâna asta sau da. care cineva ar fi... Aș dori să, să prin prilejul aici și să răspund unor prieteni care ne-au întrebat cu privire la varietatea de denominațiuni din lumea aceasta. Da, ele există pentru că există o varietate de uh, înțelegeri ale aceluiași adevăr. Există o varietate de imagini ale aceluiași Dumnezeu. Dumnezeu este unul chiar se discuta de une zi și a fost foarte violentă discuția și este încă între diverse părți, dacă Dumnezeu la care se închină creștinii este același cu Dumnezeu la care se închină musulmani, dacă e același Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune, nu e nevoie să căutați departe, Dumnezeu este unul singur. Ce diferă nu este Dumnezeu, ce diferă este imaginea noastră despre Dumnezeu. Așa se face că imaginea despre Dumnezeu, hinduism, este am milioane de zei și uh, în idolatrie la uh, alta și în zeitățile păgâne, o altă imagine, dar uh, Sfânta Scriptură nu recunoaște decât un singur Dumnezeu. Mântuitorul nostru Isus Hristos spune așa, nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu. A impune părerea ta despre Dumnezeu altuia uh, ar fi echivalent cu a avea pretenția că ai văzut tu pe Dumnezeu și uh, este o autoritate în materie Biblia spune nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu singurului fiu acela l-a făcut cunoscut noi am cunoscut pe Dumnezeu prin Domnul Hristos mai degrabă decât să ne să ne preocupăm de uh, dinamica și uh, politica eclesiastică a varietății denominațiunilor Biblia ne îndeamnă să ne preocupăm de relațiile care sunt între noi în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, umblăm la fel și în ce nu Dumnezeu ne va lumina. Fără discuție că da, cum m-a luminat Dumnezeu pe mine, la fel va lumina și pe aproapele meu, și pe copilul meu, și pe familia mea. Voi fi gata să nu o iau înaintea îngerului sau înaintea lui Dumnezeu care să descoperă copilor mei. Voi fi gata să nu impun celor din adunarea unde slujesc sau acelor cu care mă întâlnesc, voi fi gata să nu impun părerea mea, ci mai degrabă să expun ce a însemnat pentru mine întâlnirea cu Dumnezeu, ce am înțeles de la El. Voi fi gata să fiu corectat oricând. E loc pentru a mi se adăuga cunoștinței și înțelegerii mele cât de mult posibil, până voi trăi, cât voi trăi pe pământ și în vecii vecilor voi învăța ceva nou, ceva mai frumos despre Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu suntem o uriașă familie, familia umană. Toți oamenii aceștia, spune scriptura, și-au primit și-și viața de la Dumnezeu. Mulțumesc. Cel mai frumos mesaj pe care îl putem transmite în lumea aceasta este unul singur, acela pe care l-a transmis Isus, că Dumnezeu este iubire. Și trebuie să lăsăm ca lucrul ăsta să se citească din tot, ceea ce, tot ce facem pe Pământul acesta, trebuie să lase acest singur mesaj. Singurul care, de altfel, transformă lumea noastră. Mulțumesc, frate Nicu. Emi Coste ne întreabă ce înseamnă credința autentică. Da, credința autentică. Săptămâna trecută citeam, zici, nu mă voi rezema pe credința mea, ci pe credința lui Dumnezeu. Pavel zice, cei drept și eu credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva lui Isus, era, asta era credința lui. Credința autentică este una singură, este credința lui Isus. Vin înaintea lui Dumnezeu, nu temeat pe credința mea, care este ca și mine, ci vine întemeiat pe credința lui Isus. El este acela pentru care credința și viața lui au fost unul și același lucru. Nu la fel se poate spune despre noi. Credința noastră diferă de multe ori de viața noastră. Mărturisirea noastră de credință este într-un așa contrast uneori cu purtarea și viața noastră. La Isus, mărturisirea lui de credință, credința lui în Dumnezeu, Dumnezeu este dragoste, a fost una cu viața lui. El a fost una cu predica lui una cu idealul lui. Aceasta este credința cea adevărată. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui, a lui Isus. Deci. Pe această credință se reazemă ei. Pe această credință să ne rezemăm și noi. Și se va întâmpla că atunci când privim ca într-o oglindă credința lui Isus, suntem transformați după asemănarea acestei credinți, credințe nu eu mă ocup cu transformarea mea, eu mă ocup cu a înțelege credința lui Isus. cum a făcut el din ea viață. La el nu, nu este vorbă sau predică, este viață. Cuvântul s-a făcut trup. Aceasta e relația între credința lui și viața lui. Mulțumesc, frate Nicu. Bălan Elena ne întreabă ce facem cu versetul din 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 11 și 12. Duhul este separat de Dumnezeu sau cum înțelegeți dumneavoastră? În ce sens, Duhul este separat de Dumnezeu? Ce, ce vrea să-mi spună lucrul acesta? Vrei să vorbești despre Duhul Sfânt, probabil, și discuțiile care sunt astăzi în lume legate de faptul că dacă Duhul Sfânt este o persoană, dacă este Dumnezeu, dacă este un alt Dumnezeu și așa mai departe. Uh, niciodată nu s-au sfârșit, nici nu se vor sfârși vreodată. Discuțiile pe această temă și mi se pare natural, așa trebuie să fie, pentru că discutăm despre niște lucruri infinite. Dumnezeu nu este finit, el nu poate fi pus într-o anumită cutie, nu poate fi subordonat unei anumite înțelegeri. Cunoaștem în parte și prorocim în parte. Despre Duhul Sfânt, nu trebuie să spunem și să credem altceva decât ce ne-a fost descoperit. Există tensiunea aceasta între oameni. O, uite, aici scrie că este flacără de foc, aici că e cu tremur de pământ, aici că e așa, dar nu l-am auzit pe omul ăsta care spune așa, citând mai departe, spunând. El suspină, el sfătuiește, Duhul lui Hristos ne-a zis, Duhul lui Hristos ne-a oprit și așa mai departe. Despre acțiunea aceasta nu. Nu se vorbește despre Isus care spune Duhul Sfânt va mărturisi despre mine. El vă va călăuzi în tot adevărul vă voi trimite un alt mângâietor. Ce vreau să spun prin citarea acestor texte? Să luăm întregul Scripturilor. Absolut întregul. Dacă Dumnezeu s-a expus prin a lăsa în Scripturi un astfel de text, cu atât mai mult eu sunt dator pe de o parte să-l și cunosc, pe de altă parte să-l primesc în viața și ființa mea. Cât pot să cunosc în acest domeniu, doar cât îmi este descoperit. Întrebe mai mult? Nu nu întreb mai mult, nici nu vreau să explorez mai mult decât mi-a fost descoperit. A încerca să treci peste ce a fost descoperit în privința aceasta, te expune unor primejdii teribile. Intri într-o lume pentru care nu ești pregătit și nu ești echipat de Dumnezeu să intri într-o astfel de lume. Revin la o expresie care mi-e foarte dragă în privința Duhului Sfânt. Citeam aici, cât privește Duhul Sfânt, cel mai sigur lucru este scoate încălțămintea de în picioare când intre pe terenul acesta. Mulțumesc, frate Nicu. Ana Toma cere un sfat de la dumneavoastră. Soțul ei e în Germania și spune că nemții de acolo, poporul german foarte rece cu el și el nu mai vrea să meargă la biserică din cauza asta și e foarte tristă. Ce sfat îți da? Să-i încălzească pe nemți. E foarte simplu. <laughs> Atenție! De obicei când ne ducem la biserică, noi întrebăm în lumina egoismului din noi care e în sângele nostru, întrebăm ce ni se oferă acolo, ce ni se dă, cum suntem tratați, cum suntem primiți. În centru este marele nostru eu, nu numai eu, pentru că sunt și necesități naturale, puse chiar de Dumnezeu, de prietenie, de frăție, de uh, uh, căldură sufletească și așa mai departe, de dragoste, de apreciere, toate sunt acolo. Când nu mi se dă sau nu mi se oferă, întrebarea și reacția nu trebuie să fie uh, plecarea sau întoarcerea spatelui, ci întrebarea trebuie să fie ce pot să ofer dacă nu mi se oferă, ce pot să ofer, ce pot să dau dacă nu mi se dă. Și dacă merg în lumina aceasta, Dumnezeu va transforma un loc datorită unui singur om. O singură. Uh, încă nu a văzut lumea, a spus Spurgeon, ce poate să facă Dumnezeu printr-un singur om care i s-a predat lui de plin căldura Domnului Hristos, dragostea lui pentru soțul tău și pentru fiecare dintre noi, este suficient de mare ca să compenseze răceala, indiferența, aroganța, disprețul unor oameni. Pe mine nu mă, nu mă animă în viață expresia sau imaginea pe care mi-o comunică oamenii de lângă mine, ce crede despre mine, cum mă privesc ei pe mine. Dacă te animă lucrul acesta, nu, nu mergi departe. Ceea ce trebuie să anime sufletul nostru este cum suntem priviți de Dumnezeu. Și chiar dacă sunt într-o lume care mă disprețuiește, care citește Isaia 53, Iisus a fost disprețuit și părăsit de oameni, dar niciodată n-a uitat că este Fiul lui Dumnezeu. Și asta nu l-a făcut să zică, poate nu sunt Fiul lui Dumnezeu. Nu, no, niciodată. Um, e un un pasaj frumos într-o carte, vreau să-l reamintesc cu ocazia aceasta, să adunăm căldură din răceala lor, să adunăm credincioșie din trădarea lor. Adică poți să învăți prin imitare sau poți să învăți prin contrast și să mă și manifest. Mulțumesc, frate Nicu. Ionuț, uh, cere o părere de la dumneavoastră. Ce credeți? Este împlinirea profeției cu cazul din Anglia care tocmai a ieșit din Uniunea Europeană? Da, revenim. Deci, ce... da, am, puțin înainte am tratat lucrul acesta. Chinezii au fost întrebați despre Revoluția franceză. Asta a fost în 1789 și au fost întrebați recent ce părere aveți despre Revoluția franceză și deși a fost în 1789, chinezii au spus e prea devreme să ne pronunțăm. Adică un, impactul unui astfel de lucru nu poate fi evaluat și înțeles decât mult în timp după ce a trecut suficient de multă apă pe Dunăre și de mult timp peste noi, vom putea să înțelegem lucrurile acestea. Unele lucruri au părut în viața noastră binecuvântări, s-au dovedit a fi mari blesteme și altele au părut blesteme pur și simplu, sau au suferit, s-au s-au dovedit a fi niște binecuvântări deghizate. Revin spunând, lucrul acesta nu are nicio importanță dacă ce au făcut oamenii acestea este bine sau rău. El este un fruct, al unor semințe care au fost semănate. Marea întrebare este ce poate face Dumnezeu din așa ceva și prin așa ceva. Și urmărește din această perspectivă și vei rămâne uimit ce poate să facă Dumnezeu din și prin așa ceva. Mulțumesc, frate Nico. Barbu Marian întreabă ce, probabil, care este cea mai mare poruncere din vechime sau harul lui Iisus Hristos? Ce este mai mare poruncere din vechime sau harul lui Iisus Hristos? Păi lucrurile acestea nu sunt contradictorii, ci sunt complementare. Harul lui Dumnezeu, spune Pavel Apostolul, ne învață, a fost arătat. Harul care aduce mântuire pentru toți oamenii, mântuirea generală, absolut generală, nu există o ființă pe pământ născută pentru care harul lui Dumnezeu nu a procurat mântuirea deja de până să fie lumea aceasta. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare cu dreptate și cu evlavie. Deci nu există niciun fel de uh, contradicție, nu însemnează una sau alta, ci lucrurile acestea se presupun, lucrurile acestea cooperează și se completează. Niciodată n-aș putea să afirm ascultarea mea de Dumnezeu în afara harului lui Dumnezeu. Așa ceva este cu totul exclus. Pavel spune prin har sunt ce sunt. Și tot așa, niciodată n-aș putea să afirm harul lui Dumnezeu în viața mea, în timp ce neascultarea m-ar caracteriza. Acestea două sunt foarte armonios împletite. Călăuzirea Duhului lui Dumnezeu ne va ajuta să găsim drumul care va duce la pacea minții noastre, care întrece orice fel de cunoștință. Mulțumesc, frate Nico. Suntem la, emisiune, la sfârșitul emisiunii da. și aș vrea să le reamintesc pentru vinerea viitoare că emisiunea nu va fi din Atlanta, ci va fi din Canada, de la Montreal, dacă ne puteți spune câteva detalii. Sigur că da, da, o să transmitem de la Montreal pentru că acolo va avea loc întâlnirea anuală a românilor, Convenția Românilor Adventiști din Nord America și din Europa, or să vină unii din Australia sau de oriunde din lume, din America de Sud. O să avem următoarea noastră întâlnire la emisiunea să fie lumină, o să fie din Montreal și sigur că nu va diferi în format, în afară că nu o să avem redactor pentru că el nu o să fie cu noi, dar cineva va face slujba aceasta. Vă rog să vă pregătiți, vă rog să vă rugați și să conlucrați cu Duhul lui Dumnezeu cu prietenii voștri, cu oamenii care uh, doresc să găsească drumul spre viață și lumină, așa cum și tu și eu cândva uh, am dorit și continuăm să dorim acest lucru. Mulțumim Domnului pentru acest timp pe trecut împreună, mulțumim frate Nicu, am dorit să închidem în prezența Domnului că de da. obicei, dacă vreți să vă rugați. Să te fi binecuvântat pentru îndurarea ta. Lasă ca harul tău, Doamne, să coboare peste toți aceia care astăzi și în această seară au venit cu frământările gândurilor lor sau au ascultat predarea aceasta, te rog din toată inima, Doamne, să faci cuvântul acesta o binecuvântare pentru cei care l-au -au auzit și l-au primit. Rămână harul tău peste noi și fă cuvântul tău, Doamne, viață în viața noastră, prin Domnul Isus. Amin. Amin.